Sursele modulare, deși sunt foarte utile deoarece vă permit să folosiți doar cablurile de care aveți nevoie într-o asamblare, necesită un pic mai multă atenție pentru identificarea și conectarea corectă a acestora. Dacă nu știți exact cum se face, vă recomand să urmăriți acest clip. Așadar, atunci când deschideți cutia unei surse modulare, veți descoperi două compartimente. Unul în care se află sursa respectivă, iar cel de-al doilea cu toate cablurile de conectare și cel de alimentare. Uite, cablul de alimentare al sursei, toate cablurile și, nu în ultimul rând, sursa. Începem prima oară cu sursa, unde veți observa că sunt trei zone distincte de conectare a cablurilor. MB sau motherboard pentru placa de bază. Cablul ce alimentează placa de bază este ușor de identificat, fiind cel mare cu 24 de pini. Chiar dacă cei doi conectori de la capăt seamănă destul de bine, urmăriți atent ce scrie pe aceștia. Conectorul inscripționat cu PSU se introduce în sursă, iar celălalt capăt în placa de bază. CPU PCI Express pentru procesor și pentru placa video. Aici veți găsi două tipuri de cabluri similare cu câte 8 pini. Urmărind mai atent, veți observa că pe unele cabluri scrie PCIe sau VGA și sunt în configurație 6+2 pentru cele dedicate plăcii video, iar pe cele dedicate CPU, destinate alimentării procesorului, în format 4+4. La capătul fiecărui cablu din acest set este inscripționat PSU, ceea ce înseamnă că se introduce evident în sursă. Peripheral IDE SATA MOLEX pentru alimentarea celorlalți consumatori dintr-un PC. Unități de stocare, controlere pentru ventilatoare sau iluminare RGB. Calculați atent de câți conectori SATA sau MOLEX aveți nevoie într-un PC și introduceți în această zonă cablul cu numărul corespunzător de conectori. Aici nu ar trebui să existe confuzie, deoarece capătul ce se introduce în sursă este cel de 6 pin pe care scrie PSU. Vă recomand să nu folosiți cablurile altei surse modulare, întrucât fiecare producător poate avea o configurație diferită a conectorilor ce se introduc în sursă. Acest lucru poate duce la arderea sursei sau a componentei alimentate.